Bună ziua, bine v-am găsit astăzi, nici nu știu în ce dată suntem. Cred că în 30, oricum e sâmbătă, 30 martie 2024, și lucrez la acest înălțătoare pentru stupi, pentru a pune apă cu ce vreau eu să pun acolo, da? O să discutăm mai încolo despre lucrurile astea. Dar astăzi vreau să vă zic cum reușesc apicultorii să fenteze folosirea de antibiotice la stup. Fiindcă antibioticele se folosesc de mulți apicultori și începători sunt îndrumați să folosească aceste antibiotici, mai sigur se folosește oxitetraciclină. În trecut se folosea pe scară largă acest antibiotic, se mai folosea și tetraciclină, deci diferiți antibiotici, dar odată cu legile respective care au fost introduse, s-a limitat. Dar apicultorii mai talentați au reușit să fenteze folosirea acestor antibiotici. Acum nu știu dacă e neapărat rău folosirea antibioticului în stupi. Cert este că te ajută foarte mult în evitarea anumitor boli. După ce am pierdut stupina, deci din 2017-2016, imediat am fost îndrumat să folosesc antibiotic, dar și cum să-l folosesc, adică cum să-l folosesc să nu am probleme cu mierea și cu analizele care s-ar putea să iasă în miere. Perioada și modul de folosire. Acum nu știu dacă e bine să fac eu public acest lucru, fiindcă v-am spus, cei care știu au colonii bune, dar mai sunt și alte boli, fiindcă antibioticele subțiază flora intestinală a albinelor, adică le cam strică zona aceea a intestinelor. Și apare, ce boli apar? Apare amibioza, nosemoza, și chiar și acum, nu știu, puie tuberos, este un mucegai, nu știu dacă are vreo legătură. Dar cum se folosește el, defentează apicultorii să fie legal, adică să nu le iasă în analiză, da? În primul rând, primăvara de vreme, când se începe folosirea apei în stupină, se poate adăuga acel antibiotic, se adaugă în apă și toată colonia din zona va fi tratată cu antibiotic. O altă metodă care este mai fixă este folosirea turtei homemade. Adică turtele care le faceți acasă, se poate adăuga o anumită cantitate de antibiotic și asta în prima parte a primăverii, cu vreo câteva săptămâni înainte de a te duce la rapiță și nu contaminezi deloc mierea marfă și nu o să iasă la analiză. Astfel poți să faci un tratament cu antibiotic în toată stupina. Bine, mulți vă spun că o folosesc, chiar și cei care probabil se uită acolo la mine,
am spus, nu este o informație publică, acum depinde de unde o auziți, cine vă recomandă. Oricum, efectele sunt simple, nu aveți puiet, să zic așa, pistruiat, da? Fiindcă te ajută în oarecare măsură, adică tratează colonia într-o oarecare măsură. Atât pentru diferite bacterii care apar primăvară. Dar acest tratament se repetă și toamna. Toamna, după ce ai scos mierea care tu o ai, de care tu ai nevoie pentru primăvară, atunci poți să utilizezi din nou în apă, dar asta târziu, adică partea aceea, luna octombrie, o poți utiliza pentru a trata cu antibiotic și din nou trebuie să ai grijă ca acea miere în care tu utilizezi antibioticele să nu se regăsească în mierea mare. Utilizând astfel, nu veți avea probleme. Acum, trebuie înțeles că pe răspunderea fiecărui apicultor cum folosește aceste antibiotice, dacă poate face rost de ele, fiindcă îți trebuie o rețetă și îți trebuie și o rețetă de la medicul veterinar pentru ce trebuie antibiotic, să vină să-ți constate în stupină că da, ai nevoie de antibiotice în stupină, dar sunt din păcate farmacii veterinare, te duci și spui am niște găini bolnave acolo și imediat primești un pliculeț de oxitetraciclină și se practică, eu cred că pe tot teritoriul României. Dar este o informație tacită, eu o spun așa ca presupunere, cu toate că știu, nu pot să ai dovezi. Singura dovadă ai putea să o ai dacă în momentul în care te duci într-o stupină, care o bănuiești că folosește antibiotic, este să iei turta de pe stup și să te duci la analize cu ea. Dar cine face așa ceva, nu face nimeni și e flexibil, adică poți să ascunzi acest lucru destul de ușor. Eu, după ce am aflat despre cum se folosește și cum se utilizează, am căutat alternative. Alternativele la antibiotice sunt metodele naturale. Usturoiul este una dintre ele. O altă metodă care poate fi înlocuită este uleiurile esențiale, foarte puternice. Cimbrișorul este antibacterian, timolul este antibacterian și mai este și titriu. Deci acestea sunt alternativele pe care le poți folosi legal și fără nicio problemă în defavoarea antibioticelor, cu toate că se poate fenta. Bun, astăzi o să vă mai pun câteva filme, o să încep o serie cu lucrările în stupul ursul. Din cauza varoa și lupta împotrivei varoa am renunțat la început și a diafragmelor pentru a lucra cu stupul ursul. Nu erau diafragmele compatibile, dar asta în următorul film. Până data viitoare, numai bine!